Bună seara și bine v-am găsit la știrile AgroTV! Recent a fost făcut public anunțul cu privire la închiderea fabricii de zahăr din Oradea. Acționariatul german a considerat că fabrica nu se înscrie în parametrii economici eficienți. În acest context a decis oprirea activității din România și mutarea operațiunilor în altă țară. De precizat că înainte de 89 în România funcționau 33 de fabrici de zahăr. Acum au rămas doar 3. Ministrul Agriculturii a declarat că a adus în atenție executivului situația de la Oradea. E drept, nu a precizat care guvern, cel condus de Tudose sau cel păstorit de FIFOR, premier interimar. Acum, fabrica zahărul din Oradea se va închide pentru că nu este competitivă și profitabilă înregistrând pierderi, urmând ca aproximativ 200 de angajați să fie disponibilizați etapizat. Este o fabrică într-o zonă unde se cultivă sfecla de zahăr, unde producătorii au și condiții, sunt și pregătiți, sunt și dotați pentru a cultiva sfecla de zahăr. Această activitate, dacă se întrerupe acolo, este o mare problemă atât pentru muncitori cât și pentru fermieri. Afirmațiile au fost făcute la finalul săptămânii trecute când ministrul a participat la Ancheta Structurală în Agricultură, conferință organizată de Institutul Național de Statistică. Petrădaia și-a anunțat disponibilitatea pentru a discuta cu vectorii implicați pentru a găsi o soluție, iar fabrica de zahăr să-și continue activitatea. Cităm din ministrul român al Agriculturii. Nu-i ușor să construiești după atâția ani de distrugere. Fabricile nu se fac peste noapte și uneori durează ani și ani ca să poți să pui la loc ce ai distrus 27 de ani. Caut soluții cât poate un om, o structură. I-am spus managerului de acolo să nu ia aparatura, să le păstreze într-un loc prielnic în așa fel încât să nu se deterioreze sau să dispară. Crescătorii de porci și de păsări bat pasul pe loc, cel puțin din punctul de vedere al speranțelor. Două legi privind acordarea de ajutoare de stat, crescătorilor de suine și crescătorilor de Galinace au fost trimise Parlamentului spre reexaminare de către președintele Claus Iohannis. În opinia locatarului de la Cotroceni, cele două inițiative legislative pot intra în vigoare numai după autorizarea acestora de către Commissione europea. Legea instituie o schemă de ajutor de stat pentru implementarea programului multianual de susținere a activității de reproducție în sectorul creșterii suinelor pentru fermierii care desfășoară activități de reproducție sau creștere ori îngrășare prin investiții pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducție noi sau în ferme de reproducție aflate în conservare. Vestea că această lege a fost retrimisă în Parlament a adus de la sine reacții din partea crescătorilor. Legea de reproducție este un real ajutor pentru fermierii mici și mijlocii. Ea a fost, a întoarsă în Parlament zilele trecute, din câte știm, dar bănuiesc că o să, se, o să iasă această lege și o să fie promulgată de către președinte după ce o să se facă rectificările de rigoare. În ceea ce privește ajutorul pe care l-ar da legea aceasta micilor crescători de, de porci, ce aș putea să vă spun? Aș putea să vă spun că fermierii noștri sunt pregătiți să acceseze această măsură, mai ales că ea este mult mai ușoară decât măsurile prin PNDR. Sau cel puțin așa sperăm, că această lege să fie mult mai, uș mai accesibilă decât măsurile pe, pe care există acum prin PNDR. Pentru că știm cu toții câte nevoie de reproducție este în țara asta. Că nu avem uh, reproducție, că este o mare necesitate de, pur cel mic. Și e, sunt foarte scumpie pentru cei achiziționați din afară. Eu cred că inițiatorii uh, s-au uh, ghidat după directivele uh, Uniunii Europene, dar dacă sunt probabil mici, uh, mici, sincope, cum spuneam, uh, se pot rezolva. De principiu, trebuie, e necesar, e vital pentru sectorul de porci ca să nu. Mai important, să nu mai scoatem banii din țară, să nu mai plătim pe alții, să creăm locuri de muncă în România și, în un ultimul rând, carnea de porc să nu se mai importă atât de multă din, din afară. Șeful statului precizează că cele două acte normative stipulează că în situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferențe față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează sau se modifică în mod corespunzător. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va onora mâine cu prezența la Iași Caravana Campaniei Naționale de Informare și Promovare a Legeoaia. Evenimentul, ce are ca scop încurajarea consumului de de carne și produse din carne de oaie se va desfășura în fața instituției prefectului Iași și va reuni producători din județele Iași, Botoșani și Suceava. Vizitatorii vor putea degusta tocăniță de oaie, pastramă, cârnați, brânzeturi, iar cei interesați vor putea să își procure carne și produse din carne de oaie din cadrul celor 16 standuri special amenajate. La eveniment vor fi prezenți și producători locali de vinuri, iar atmosfera va fi întreținută de momentele artistice susținute de ansambluri folclorice. Deschiderea festiva a evenimentului va avea loc marți, ora 12, iar programul de vizitare va fi următorul, marți 23 ianuarie, între orele 12-17 și miercuri 24 ianuarie, între orele 10-17, într-un cort în fața prefecturii. Obiectivele finale ale acestei campanii sunt: păstrarea tradițiilor locale privind obiceiurile gastronomice de preparare a cărnii de oaie, creșterea consumului de produse din carne de oaie, sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine și înființarea la nivel național a unei piețe de gro, iar la nivel județean constituirea de magazine destinate comercializării cărnii și a produselor din carne de oaie. În comunicatul Ministerului Agriculturii se precizează faptul că în perioada 3-4 februarie anul curent, caravana campaniei Ale se va afla la Buzău. Mai multe informații despre această campanie puteți găsi pe pagina de Facebook dedicată tam tam pentru nimic. Târgul Alege Oaia, a organizat în acest weekend la Iași, a debutat cu stângul spre nemulțumirea producătorilor invitați la eveniment. În opinia acestora, programul inițiat de Ministerul Agriculturii încă mai are de așteptat aici în inima Moldovei. Astăzi veți afla cum au primit crescătorii de ovine acest program lansat încă de anul trecut cu surle și trâmbițe în toată țara. Urmează voxurile AgroTV culese pe acest subiect de colega mea, Raluca Daria Diaconiuc. Cum vi se pare programul Alege Oaia? <laughs> Bună ziua! Programul Alege Oaia deocamdată n-a început. Noi uh, am fost invitați să participăm la acest eveniment uh, de promovare a uh, produselor de oaie alimentare și nealimentare și ni s-a spus uh, că începe pe data de 20. Noi am venit de pe 20, aici nu era nici cortul montat, am stat aici, am înghețat de frig, noi ne-am făcut colțul nostru de, cu produse, dar nu ne vizitează nimeni pentru că nimeni nu știe că târgul începe pe 20. M-am uitat aseară prin site-urile lor și este anunțat 23 și 24. N-am înțeles de ce am fost chemați așa de vreme și noi suntem și din alte zone ale țării. Deci am venit aici, am pierdut timp, am pierdut bani și chiar suntem un pic nemulțumiți de modul de organizare. Dezamăgiți pentru că nu s-a promovat suficient sau nu s-a promovat în cel mai bun sens? Probabil că s-au promovat bine, dar nu s-au realizat cei ce s-au promovat. Eu sunt din Botoșani, sunt meșter popular, am fost chemat de sâmbătă, nici cortul nu era făcut, duminică nu s-a făcut, abia astăzi luni chipările s-au făcut, dar nu, nu văd să vină meșteri, să vină cei care au organizat măcar, să ne spună, băi, oameni bândiți vă acasă, că bate vântul tare afară. Am venit la acest târg, am fost invitat la acest târg, și sperăm să fim vizitați. Noi suntem de sâmbătă aici deja vreo două zile am cam stat degeaba, că toate că acasă la atelier este treabă. Dar asta e în primul rând așteptările să fim vizitați. Dacă ne apreciază produsele, sigur vom face și ceva vânzare, că încă suntem în plină iarnă. Văd că ați valorificat multe piei de, de la oaie. Sigur, păi asta nu e meseria noastră. Deci lucrăm din pei și alt fel de blăniță. Deci avem din nurte, din urcă, din... Dar acum, specific cu fiind oaie, promovând oaie, mai mult am axat pe produse din miel. Nu-mi fac griji că nu ați ști cum să vă purtați cu animalele din gospodărie sau fermă, dar ne facem datoria și vă prezentăm o informare a celor de la ANSVSA, mai ales acum, după ce meteorologii au venit cu avertismente cu privire la fenomenele climatice severe. Comunicatul vă dă sfaturi legate de cum să procedați cu animalele aflate în adăposturi, cum să le transportați și ce condiții trebuie îndeplinite la târgurile și expozițiile de animale în condiții meteo de iarnă. Cităm din informarea către fermieri lansată de ANSVSA pentru crescătorii de animale. Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii. Asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare, atât cantitativ cât și calitativ. Asigurarea bunei funcționare a echipamentelor de adăpare și de furajare. Se va acorda o deosebită atenție în mod special instalației de adăpare, având în vedere riscul de îngheț al acesteia. Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică, în cazul fermelor comerciale. La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum și la apariția unor modificări comportamentale, deținătorul are obligația ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA local. De asemenea, în cazul în care din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, proprietarii sunt obligați să anunțe de urgență primăria sau DSVSA local pentru a fi luate măsurile necesare. Pentru transportatorii de animale vii, printre altele, se atrage atenția că transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile. Porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute, cu o condiție, în mijlocul de transport să nu existe curenți de aer rece. Egvinele pot fi transportate și în situația în care temperatura ambientală coboară sub minus 20 de grade Celsius. La Iași vom avea primul centru de cercetare a bolilor emergente, care va funcționa la Facultatea de Medicină Veterinară. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional de competitivitate. Toate explicațiile vin din partea profesorului dr. Benone Păsărin, prorector la USAMV Iași, într-o corespondență telefonică transmisă de colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc. Centrul înseamnă un loc deosebit din punctul de vedere legat de ceea ce dorim noi să obținem de la el. Adică un pol al cunoașterii și un pol al cercetării, asociat cu un pol al învățării, pentru studenții noștri, pentru masteranți și doctorați. E un centru unic în țară. Ce e diferit, aș spune, pe lângă celelalte proiecte pe care le are Universitatea Agronomică de la Iași? În țară este un centru unic pentru modalitatea în care el este gândit ca integrare, ca și compartimente de studiu și de cercetare. Pentru Universitatea noastră este unul din proiectele mari, proiectele grele europene, proiecte care ne dau posibilitatea să accedem la resurse financiare, deci să știm să operăm cu instrumente financiare și, nu în ultimul rând, în a da o dovadă a posibilităților noastre de a gestiona un astfel de proiect, alături de alte proiecte europene, la fel de importante, pe teme diferite față de ceea ce ați auzit dumneavoastră astăzi aici. Pe lângă celelalte proiecte pe care le aveți, și acest centru, iată, este o bună posibilitate pentru studenți și pentru cadrele didactice să se dezvolte. Absolut că da, vine chiar ca o completare. În strategia universității a existat de foarte mult timp și ideea, dar și susținerea în a crea un astfel de centru care să dea posibilitatea studierii la nivel înalt a tot ceea ce înseamnă sănătatea animalelor, sănătatea umană și, nu în ultimul rând, siguranța alimentației. Realizarea reformei Uniunii Economice și Monetare, asigurarea granițelor bătrânului continent, revizuirea sistemului de acordare a azilului în Europa, revenirea la Schengen, finalizarea pieței unice digitale și aducerea Balcanilor de vest mai aproape de Uniune, acestea sunt prioritățile instituționale ale Bruselului pentru acest an. Câte dintre aceste reforme se vor integra în politicile comunitare rămâne de văzut. 89 de dosare prioritare sunt în prezent pe masa Comisiei Europene, care urmează să le finalizeze înainte de mai 2019. Pachetul economic circular, viitoarea politică energetică și climatică a Uniunii Europene, lanțul de aprovizionare cu alimente în Uniunea Europeană. 29 dintre aceste dosare au fost deja livrate eurodeputaților și se așteaptă discuțiile în plenul Parlamentului. În mai puțin de 5 luni, Comisia va propune următorul buget pe termen lung pentru Uniunea Europeană, resursele sunt atinse la limită, dar se așteaptă ca în structura bugetului să se regăsească investițiile pentru dezvoltare, locuri de muncă și inovare, abordând în același timp provocările majore ale decenului următor, revoluția digitală, globalizarea, schimbările climatice, precum și migrația, protecția și securitatea. Cu privire la acest lucru, președintele Juncker a declarat că obiectivele comune ar trebui să fie punctul de plecare, mai degrabă decât plafonul financiar. Recent, Comisia a lansat o serie de consultări cu privire la prioritățile Uniunii Europene, care ar trebui să se reflecte în următorul cadru financiar multianual. Suprafața de teren dedicată agriculturii ecologice în Europa a continuat să crească constant de la începutul deceniului, potrivit ultimelor date ale Comisiei Europene. Dar dinamismul sectorului ecologic nu a fost reflectat în plan agricol mai larg, scăzând nivelul ocupării forței de muncă în ciuda creșterii globale. Acestea se numără printre constatările cheie din așa numiții indicatori de context pentru politica agricolă comună pentru 2014 2020 2020, care tocmai au fost actualizați cu cele mai recente cifre disponibile din anul 2016. Cifrele arată că suprafața ecologică a crescut cu 30% între 2010 și 2016, ajungând la un total de aproape 12 milioane de hectare în 2016, cu o rată anuală de 4,4%. Cele mai mari creșteri au apărut în Bulgaria, Croația, Franța și Cipru. Regatul Unit a fost singura țară care a înregistrat o scădere de 30% în aceeași perioadă. În total, suprafața agricolă ecologică a reprezentat 6,7% din totalul terenurilor agricole din Europa în 2016, se arată în documentele oficiale transmise de la Bruxelles. Vremea este foarte bună pentru agricultură, iar temperaturile din ultimele zile, plus umiditatea din sol și din atmosferă, sunt factori care au permis tuturor culturilor care au fost semănate în toamnă să răsară. Satisfacția aparține Ministrului Agriculturii și a fost făcută publică recent la o conferință organizată de Institutul Național de Statistică. Îi las pe colegii de la știri să dezvolte subiectul. Pe lângă mulțumirile demnitarului legate de vreme, să știți că a avut și un spaimă. Citez. Este adevărat că la cultura de rapiță, pe anumite suprafețe în țară, sunt goluri în cultură, densități mai mici și, probabil, că în primăvară fermierul va decide ca o anumită suprafață, în funcție de situația concretă de la fața locului, să o întoarcă și să reînsemânțeze suprafața respectivă cu culturi de primăvară, a spus Petre Daia. De asemenea, acesta a dat glas îngrijorării pomicultorilor, îngrijorări legate de temperaturile necesare pentru fiecare fenofază în parte, care puteau scoate din repausul vegetativ o parte din speciile pomicole, doar că nu s-a ajuns la această situație. Lucrările agricole vor fi sistate temporar în zilele cu precipitații, în timp ce, la culturile de toamnă, se va menține stadiul de repaus vegetativ în cea mai mare parte a țării. Conform estimărilor, în cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 de cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiată de optim și optime în aproape toată țara. La culturile de or și grâu, din cauza alternanței înghez-dezgheț la sol, izolat va fi posibil la înregistrarea fenomenului de descălțare a plantelor. Nu în ultimul rând, speciile pomii viticole își vor continua starea de repaus biologic în toate regiunile agricole. Republica Moldova se confruntă cu drumuri blocate, accidente rutiere, localități rămase fără curent electric din cauza căderilor masive de zăpadă. Care este situația la sate? Colegii de la AgroTV Moldova au încercat să o afle, deplasându-se la Măgdăcești. Sătenii de aici sunt pregătiți să reziste în mijlocul iernii. Ba, mai mult, au declarat ziariștilor că așteaptă de mult timp o zăpadă bună. Drumuri blocate, accidente rutiere, localități rămase rămase fără curent electric. O astfel de situație s-a creat după ninsorile abundente din această noapte pe traseele și raionele din țară. Care este situația la echipa noastră a încercat să afle deplasându-se la Măgdăcești. Oamenii de aici au fost gata să facă față ninsorilor, ba mai mult ne-au spus că le-au așteptat încă de mai mult. Încă de mult nu suntem gata, încă de... târziu au venit. Reușiți să faceți față? Liber. de Maidan mai dat în Păi, nu ne-am așteptat așa de ca să fie, dar oricum iarna și e bine și așa. Reușiți să faceți față? La lucrurile care asta și ori și ori cu Dumnezeu se primește. Doar am fost pregătiți când era luna ianuarie. Ați reușit să faceți față, să curățiți pe tot? <laughs> ce am reușit la ora 5, ne-am trezit și am dovedit. Suntem gătiți, am luat și lopiezi de iarnă. Și animalelor gospodarii le acordă o atenție deosebită în această perioadă. Ce ține de culturile agricole, oamenii spun că umătul este binevenit. Le închidem, le dăm în coștriat și le închidem și mâncare, apă, tot acolo le dăm înăuntru, apșoară călduță, mâncărie. Deci... Îl protejăm foarte bine, ne-am făcut un culcuș de iarnă, cu paie, cu uscături, e super, e ok. Culturile avem vie. Nu e riscă completără? Nu cred, că acum e, e bine prea și, și grâul și orzul este cu cu zăpadă, tot de ok. Eu cred că e binevenit, mai ales pentru grâu, că a pus pătura asta pe grâu și îl protejați. Totuși, situația pe țară încă nu a fost remediată. În astfel de condiții, angajații Inspectoratului General pentru situații de urgență activează în regim sporit. Către orele 16 rămân deconectate parțial de la energie electrică 284 de localități, iar 98 brigăți specializate lucrează în teren pentru reconectarea consumatorilor. Pentru dezăpăzirea traseelor din țară sunt implicate 300 unități de tehnică cu 700 muncitori din cadrul administrat de stat a drumurilor. La moment circulația este stopată pentru camioane pe porțiunea de drum a neninoi căușe în Palanca, pentru a evita blocarea acestora. Mai mult este îngreunată circulația mijloacelor de transport pe traseul Bălx Florești. Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri cer variabil și fără precipitații. Ziua temperaturile vor atinge și până la plus 5 grade Celsius. Dragi telespectatori, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știronagrominus TV.ro. Acum urmează agrometeo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte cerul va fi mai mult noros și izolat va ninge slab la munte, precum și în centrul, sudul și estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în estul Munteniei și Dobrogea, unde vitezele vor fi de 45-55 de km pe oră, iar pe litoral 60 de km pe oră, spulber în zăpada. Temperaturile minime mai scăzute decât în intervalul precedent vor fi cuprinse între minus 11 și minus 2 grade. Se va semna la ceață pe arii restrânse, în zonele joase, cu precădere în Moldova. Mâine, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 4 grade. Vor fi în orări temporare, însă doar cu totul izolat va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în regiunile estice. Pe arii restrânse va fi ceață, mai ales dimineața. Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime pe aproape întreg teritoriul agricol. Izolat în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în centrul Dobrogei, se vor înregistra deficite de umiditate în sol. În condițiile agrometeorologice prognozate, ritmurile de creștere și dezvoltare ale culturilor de toamnă se vor desfășura pe ansamblu normal, în majoritatea zonelor de cultură și mai lent în depresiunile din nordul și centrul țării. De de asemenea, la culturile de or și grâu, datorită alternanței îngheț-dezgheț la sol, izolat va fi posibilă înregistrarea fenomenului de descălțare a plantelor. În funcție de data semănatului, culturile de or și grâu de toamnă vor parcurge răsărirea apariției frunzei a treia și înfrățirea la nivelul întregii țări. Sub aspect fenologic, rapița se va afla predominant în faza de înfrunzire, starea de vegetație a plantelor fiind în general medie și slabă. Speciile pomi viticole își vor continua starea de repaus biologic în toate regiunile agricole, verificarea sistematică a viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a mugurilor de rot la speciile pomi viticole, lucrări de întreținere în Livez și podgorii.